Stimați cetățeni, profesori, părinți, dragi copii, această perioadă de criză ne-a dat un imbold să găsim soluții și să ne adaptăm rapid la orice situație pentru a oferi posibilitatea tuturor elevilor de a-și continua studiile. Deja au fost realizate mai multe obiective propuse în acest sens, pentru ca procesul de educație să continue. Să știți că acest proiect a devenit o provocare pentru fiecare dintre noi și cu siguranță mai avem mult de muncit. Pentru a veni în ajutorul profesorilor, pentru a veni în întâmpinarea elevilor și părinților, la nivel de municipalitate, am decis să lansăm o platformă de învățare a temelor de la distanță, educaieonline.md. Fiecare profesor și elev din toată țara vor avea acces la lecțiile video destinate pentru toate clasele. Cu acest scop, a fost lansată o bibliotecă online, unde va fi plasat suportul didactic creat pentru elevi. Mă refer la manuale digitale, prezentări și exerciții. Într-o perioadă scurtă de timp am unit toate eforturile, cunoștințele și abilitățile ca să oferim copiilor un proces educațional complet. În acest sens, mulțumesc persoanelor implicate în proces. Profesorilor, voluntarilor, coordonatorilor, echipelor de filmare. Datorită muncii dumneavoastră, reușim să facem lucruri atât de necesare pentru prezent, dar și pentru viitor. Mulțumesc foarte mult tuturor partenerilor, datorită cărora această idee s-a transformat în realitate. Ministerul Educației, Universității Tehnice, Fundației Soros Moldova, EduTalk, Crunchyroll, ATIC, Academie de Inovare și Schimbare prin Educație. Împreună putem realiza multe lucruri frumoase, iar copiii noștri merită tot ce este mai bun. Ei sunt viitorul. Dragi profesori, elevi, părinți, trecem într-o perioadă deloc ușoară. Sistemul de învățământ din Republica Moldova depune eforturi să facă față provocărilor dictate de pandemia de COVID-19. Vreau, în aceste condiții complicate, să remarc efortul pe care îl fac profesorii, adaptându-se la realitățile zilei de astăzi. Cu siguranță, acest context ne face să căutăm soluții pentru a asigura învățământul la distanță. Salut inițiativa municipalității și a partenerilor care au pus umărul la dezvoltarea platformei online pentru profesori și elevi. Această inițiativă va fi un prim pas de uniformizare a procesului de învățământ de la distanță. Educația online va fi un proiect pilot pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, împreună cu primăria, îl vom dezvolta și moderniza pe parcurs. Astfel, această platformă va fi un bun ajutor pentru profesori, elevi și părinții din toată Republica Moldova. Dragi elevi și părinți, educație online este o resursă utilă care asigură procesul de învățământ la distanță. Platforma vă pune la dispoziție o varietate de lecții video, de la clasele 1 până la 12, la toate disciplinele, atât în limba română cât și în limba rusă. Fiecare lecție durează până la 15 minute. Apropo, acestea au fost înregistrate de profesori, actori, vloggeri, astfel încât conținutul să fie actual, interactiv și util. Uite cum poți folosi educaieonline.md. Pentru început, accesați www.educaieonline.md. Platforma are o interfață simplă și prietenoasă utilizatorilor. Haideți să descoperim împreună cum accesăm lecțiile în format video de la distanță. Prima opțiune ar fi accesarea categoriei lecții filmate din bara de meniu. Aceasta vă oferă acces la tot materialul didactic în format video stocat pe platformă, repartizat pe clase și pe discipline. Ba mai mult, vă oferă posibilitatea să descărcați atât prezentările PowerPoint, cât și manualele digitale în format PDF. Sau a doua opțiune ar fi să alegeți direct clasa de care aveți nevoie și să faceți click pe ea chiar de pe prima pagină. Totuși, pentru a găsi mai ușor o lecție anumită, puteți accesa simbolul Caută și folosi filtre de căutare după disciplină, denumire, dată sau chiar limba în care a fost înregistrată lecția.
nu rămâne decât să selectați materialul de care aveți nevoie din rezultatele căutării. Să știți că platforma educație-online.md vă oferă posibilitatea să accesați și alte suporturi digitale. Din bara de meniu, accesați rubrica Manuale digitale, ce vă oferă acces la toată colecția de suport didactic al platformei. Doar dați click pe materialul de care aveți nevoie, care va deveni accesibil pentru a fi vizualizat. Cu educație-online.md învățăm de acasă! Stimați profesori, educație-online.md este un instrument destinat procesului educațional la distanță pentru elevi. Mai exact, platforma este o bibliotecă digitală în care se regăsesc lecții video pentru toate disciplinele școlare și suporturi didactice digitale necesare, precum manuale, prezentări, exerciții și multe altele. Lecțiile, deja înregistrate și stocate pe educație-online.md, au fost elaborate în baza curriculumului național de către profesori. Au fost analizate, ajustate și aprobate de grupuri de experți la fiecare disciplină. Utilizând materialul didactic digital oferit de educație online, reușiți să combinați activități de predare sincron, asincron, semighidate și de lucru independent. Totodată, folosiți o varietate de metode și tehnici de predare interactive. Cum utilizați platforma? Educație-online.md este un portofoliu cu lecții complementare care este util în procesul de predare la distanță, oferind elevilor explicații suplimentare. Pentru început, accesați www.educație-online.md. Platforma are o interfață simplă și prietenoasă utilizatorilor. Haideți să descoperim împreună cum accesăm lecțiile în format video de la distanță. Prima opțiune ar fi accesarea categoriei Lecții filmate din bara de meniu. Aceasta vă oferă acces la tot materialul didactic în format video stocat pe platformă, repartizat pe clase și pe discipline. Ba mai mult, vă oferă posibilitatea să descărcați atât prezentările PowerPoint, cât și manualele digitale în format PDF. Sau a doua opțiune ar fi să alegeți direct clasa de care aveți nevoie și să faceți click pe ea chiar de pe prima pagină. Totuși, pentru a găsi mai ușor o lecție anumită, puteți accesa simbolul Caută și folosi filtre de căutare după disciplină, denumire, dată sau chiar limba în care a fost înregistrată lecția. Nu rămâne decât să selectați materialul de care aveți nevoie din rezultatele căutării. Să știți că platforma educație-online.md vă oferă posibilitatea să accesați și alte suporturi digitale. Din bara de meniu, accesați rubrica Manuale digitale, ce vă oferă acces la toată colecția de suport didactic al platformei. Doar dați click pe materialul de care aveți nevoie, care va deveni accesibil pentru a fi vizualizat. Cu educație-online.md învățăm de acasă! Bună! Sunt Michelle, producătoarea emisiunii EduTalk. Astăzi suntem la Universitatea Tehnică din Moldova, blocul 3, unde de aproape două săptămâni au loc filmări pentru cel mai mare proiect care se întâmplă pentru prima dată în Republica Moldova pe domeniul educației. Vorbim astăzi despre proiectul Educație Online, lansat de Primăria Municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației și câțiva parteneri mari. Fundația Soros din Republica Moldova, Asociația Companiilor TIC ATIC, Universitatea Tehnică, evident, emisiunea EduTalk, Crunchyroll și AISE. 20 de echipe de filmare, peste 100 de profesori și actori filmează în aceste momente pentru cele 2000 de lecții care vor fi plasate începând cu data de 21 aprilie pe platforma educație-online.media. Haideți să vedem ce se întâmplă în fiecare din aceste seli și ce părere au actorii care sunt implicați în acest proces. Нет,
educația online în Republica Moldova este ceva nou și eu tare mult mă bucur că pot să fac parte din acest proiect și acest proces educațional. Profesorii fac lecțiile și eu cu mare plăcere am acceptat să vin să citesc și să le vorbesc copiilor care stau acasă în această perioadă dificilă pentru Republica Moldova și nu uite de lecții. Sunt și profesor de educație civică și profesor de limba română și de geografie, așa că îmi reamintesc și eu un pic ceea ce am învățat la școală. Nu au fost cei mai buni ani din viața mea, dar am memorii foarte faine. Așa că sper că cei care sunt acasă sunt la fel de responsabili și în fața calculatorului ca și atunci când merg la școală. Am înregistrat lecții deja două zile și am avut într-o zi 11 lecții, în alte zi 9 lecții. E un proces destul de dificil, obosești, dar este extrem de plăcut. Se lucrează într-un regim foarte alert. Colegii mei și eu înregistrăm câte 10, peste 10 lecții pe zi și este destul de dificil, dar se face totul într-un avantajul viitoare generații. Așa că eu sper că voi, cei care sunteți acasă, veți fi mulțumiți de modul în care noi am reușit să înregistrăm aceste lecții. Sunt destul de interactive. Profesorii au avut grijă să fie și imagini și puțin text, dar și video care să ilustreze ceea ce vorbim. Sper să fie foarte clar pentru voi și eu vă urez succes în procesul educațional al viitorului. Am acceptat să particip în acest proiect dintr-o frumoasă ambiție. Pentru mine proiectul este întâi de toate ambiție. De ce? Pentru că atunci când apare în fața camerelor de luat vederi pentru o lecție publică, care este foarte publică din moment ce este urcată pe YouTube, îți asumi niște riscuri și responsabilitate și risc în egală măsură. Riscul de a presta sau de a nu presta calitativ, riscul de a-ți îndreptăți conceptul sau a nu-l realiza până la urmă, riscul de a le face pe toate bune ca la carte sau a mai comite și greșeli. Acum, din perspectiva mai multor lecții filmate, îmi dau seama că e un proces anevoios, că se filmează foarte greu, că viața actorilor este pe departe colorată și frumoasă, este dificilă, că se lucrează până la epuizare. Dar la fel de epuizant a fost și procesul de elaborare a lecțiilor. Ceea ce la lecțiile de la școală aș fi făcut în câteva minute, să mă gândesc cum încep, cu ce continuu, ce exerciții selectez. Aici mi-a luat ore întregi pentru o singură proiectare, pentru că am ținut ca lecțiile mele în formatul PPT să arate impecabil, să am o grafică frumoasă și adevărul este că mă dor buricile degetelor de la atâta lucrat pe computer. În spatele acestor lecții stau nopți nedormite, stau exersări în fața oglinzii și probabil foarte și multe duble și probabil foarte foarte multe secvențe scoase de cei care au montat. Am văzut deja câteva lecții și produsul final este mai bun decât mă așteptam, eu fiind foarte autocritică. Lecțiile mele, cel puțin mie, inițial îmi creează impresia că vreau să le privesc în continuare pentru că e o filmare calitativă, pentru că este potrivit sonorul vocii. Acum, despre concept, probabil că trebuie să judece ceilalți. Eu nu am făcut lecțiile cu ochii închiși, le-am gândit bine, dar mă surprind pe alocuri că vorbesc prea mult, ca și acum, de fapt, și că uneori fluxul vorbirii nu este atât de coerent și eu asta le cer elevilor, asta îi învăț. Dar sper că se va înțelege că factorul uman contează și că eroarea umană încă nu este anulată de nimeni pentru că eroarea umană nu este. De aceea, am să închei prin a spune că sper că m-am făcut utilă pentru cineva prin aceste lecții, că mă felicit pentru cutezanța de a mă implica în proiect. Am crescut, sigur am crescut, mă văd altfel, mult mai sigură pe mine și nu în ultimul rând
O să scriu și un articol în care o să-mi expun viziunea despre ce înseamnă a face lecții de la distanță. Lecția de la distanță este limitativă pentru că ea presupune doar un singur lucru. Eu vorbesc, voi mă ascultați. Și ea ori este, ori nu este. În cazul lecțiilor filmate în acest proiect, sper că verbul potrivit va fi doar este. Мне очень понравилось, как снимать какой-то новый уровень, как себя вести перед камерой, очень интересное дело. Уроки эти я готовил минимум 10 часов на один урок. Это пока приготовишь презентацию, потом все выставить красиво, придумать текст, сценарий. Работа очень длинная, очень большая, очень массивная. Дальше, как ее будут использовать другие учителя, не знаю, может быть, дети, которые где-то на отдельном канале найдут мой урок, то он им очень понравится, потому что в уроке очень много интересного материала. Для того, чтобы записать урок по музыкальному воспитанию, я взял с собой еще дополнительную колонку, потому что никакой урок музыкального воспитания не обходится без пения, не обходится без видео, поэтому, чтобы усилить звук, нам нужна была колонка. Повезло тем молодым людям или учителям, которые приучили себя пользоваться разными гаджетами, ноутбуками, телефонами, презентациями и так далее. Им эти навыки очень помогут, особенно сейчас, в наше время, когда мы сидим на карантине, и проводить уроки по-любому надо. Поэтому те, которые умеют пользоваться гаджетами и знают разные программы, они им очень помогут. Слушайте хорошую музыку и будьте счастливы. Bună ziua! În primul rând, mulțumim Universității Tehnice pentru gazdă. Mulțumim primăriei pentru că a avut ideea unui astfel de proiect grandios. Se muncește mult, dar când este în spatele a ceea ce vedeți dumneavoastră o echipă de profesioniști, se muncește cu plăcere. E foarte mult de lucru. Cele 15 minute pe care le vedeți dumneavoastră pe ecrane, de fapt, înseamnă sau se echivalează cu multe nopți nedormite a celor care au încercat să propună dumneavoastră un produs de calitate. Deja rămâne ca fiecare dintre dumneavoastră să aprecieze munca echipei. Sper ca să conștientizați că toți au făcut-o cu dăruire, cu profesionalism și cu responsabilitate pentru dumneavoastră. Trăind realitatea de astăzi, desigur că pentru orice cadru didactic a fost ca o provocare să în multitudinea aceasta de instrumente digitale a fost cea mai mare provocare probabil adaptarea la platforma care ține mai comodă ție. Și conform metodologiei Ministerului, noi am avut libera alegere să utilizăm instrumentul care ne este mai comod. Și aici toți au căzut de acord cu două instrumente, e vorba despre Zoom și Google Classroom. Cum spuneam anterior, este o provocare, dar orice provocare te învață ceva nou. Eu am să fac o confesiune. Pentru orice pedagog, munca aceasta de creație din spatele procesului de filmare nu este ceva nou, pentru că noi atunci când planificăm o lecție, același lucru îl facem și noi. Montăm, adăugăm, ajustăm, ad hoc. De aceea, pentru mine personal a fost un lucru fantastic, pentru că este destul de creativ și tot ce este creativ, pentru mine este, eu îmbrățișez cu mare drag. A fost anevoios un picuț, pentru că noi trebuie să și prestăm lecții la instituțiile la care predăm și să ne pregătim de acest proiect. Dragii noștri elevi, părinți și întreaga comunitate,
Ceea ce am încercat noi să creăm au fost doar niște conținuturi, niște suporturi, dacă vreți, ca dumneavoastră ulterior să le puteți utiliza în propriile lecții. Stimați profesori, elevi și părinți, această perioadă complicată ne-a făcut să regândim foarte rapid modul în care se desfășoară procesul educațional. Școala din carantină este cu totul alta decât cea cu care ne-am obișnuit. Știu că e foarte complicat ca într-un timp foarte scurt să ne obișnuim cu noi instrumente de lucru, să refuzăm la obișnuințele noastre și să ne schimbăm rapid abordările. Dar știu că o să învățăm aceste lucruri împreună. Municipalitatea vine în ajutorul profesorilor, elevilor și părinților cu o platformă de învățare la distanță, educațieonline.md, pe care, iată, o lansăm oficial. Împreună cu mulți parteneri care ne ajută să implementăm această soluție eficientă, împreună cu 154 de profesori din 69 de instituții de învățământ, împreună cu mulți voluntari, ne-am propus să filmăm 4500 de lecții la 20 de discipline școlare și să acoperim toate clasele, începând cu școala primară și terminând cu treapta liceală. Aceste lecții vor fi disponibile online, împreună cu tot suportul didactic. Uniformizarea conținutului școlar va ușura mult munca profesorilor, dar și a elevilor și părinților. Această soluție inovativă este doar un început de transformare în educație, pe care o vom continua. Și ne vom perfecționa noi, vom perfecționa instrumentele pe care le folosim și le vom folosi în viitor. Stimați profesori, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru efortul pe care îl depuneți în tot ceea ce faceți, pentru răbdarea, pentru devotament, pentru abnegație de care dați dovadă, mai ales în această perioadă. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinți, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sprijină inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău, care, în contextul crizei în care suntem, a demarat un proiect ambițios și a realizat platforma educațieonline.md. Această mega resursă educațională oferă elevilor, cadrelor didactice, oportunitatea de a accesa o multitudine de lecții la toate disciplinele școlare, prezentări, exerciții, sarcini interactive și motivante pentru elevi. Vreau să le aduc mulțumire tuturor cadrelor didactice care au împărtășit din experiența lor și au contribuit la realizarea acestor lecții, experților care au asigurat calitatea acestor produse, cât și donatorilor, cameramanilor, toată echipa care a gândit acest proiect. Elevilor și profesorilor le doresc mult succes și o calitate cât mai bună a implementării acestui produs. Acum că am urmărit discursurile conducătorilor instituțiilor ce au inițiat proiectul, a venit timpul să vă arătăm ce anume presupune proiectul educațieonline.md. Peste 2000 de lecții filmate în mai puțin de o lună cu aportul la 221 de profesori implicați, 32 de echipe de filmare și nenumărați voluntari. Cele 2000 de lecții s-au filmat în timp record pentru a reuși integrarea acestora în procesul normal de studii. Acest tempo, din păcate, ne-a lăsat câteva colțuri neșlefuite, greșeli gramaticale, greșeli de formulare, prezentări supraîncărcate, dar noi lucrăm pentru a corecta toate aceste greșeli. Dacă le observați însă, vă rugăm să ne anunțați prin intermediul paginii de Facebook sau de Instagram a proiectului Educație Online. Vă amintesc că începând
începând de mâine, toți elevii revin la studii în regimul obișnuit și tot de mâine, dragi elevi, vă așteptăm pe canalurile de YouTube Educație Online RO și Educație Online RU, la cele 24 de canaluri televizate adăugate în grila televizorului dumneavoastră, ce vor difuza lecțiile ziua împrejur și pe biblioteca digitală educațieonline.md. Vă mulțumim pentru atenție și în continuare veți urmări două lecții create în cadrul proiectului Educație Online. O lecție de istorie cu predare în limba română, clasa 11, cu tema Primul Război Mondial, prezentată de către profesorul Daniela Vakarciuk. Și lecția de limba rusă de clasa 5 cu tema «Чтобы не болеть, нужно», prezentată de profesoara Uliashchenko Olga, o temă, apropo, foarte actuală pentru situația curentă. Te salut, dragul meu elev, și te invit astăzi la o lecție altfel. Vom vorbi despre un subiect foarte vast, dar în același timp foarte interesant, Primul Război Mondial. Desfășurat acum 100 și ceva de ani, el pune începutul epocii contemporane. Acest subiect a fost discutat foarte mult în secolul 20, oamenii încercându-i să-i găsească cauzele pentru a-l putea evita. Iată de ce consider că vei putea să-l înțelegi mai ușor, să-l transpui transdisciplinar și să încerci să înțelegi valoarea păcii. Împreună vom forma 5 unități de competență legate de formularea enunțurilor, de formularea judecăților, de identificarea schimbărilor, identificarea relațiilor de cauzalitate și includerea informațiilor obținute în medii non-formale pentru a fi mai culți și a putea să prezentăm faptele istorice. Pentru început, trebuie să înțelegem care au fost cauzele acestui fenomen istoric și îl pornim din transformările și crizele din secolul XIX, începutul secolului XX, în primul rând imperialismul, naționalismul, cursa înarmărilor care a luat o dimensiune de militarizare fără precedent, conflictele regionale, precum și formarea alianțelor opuse, tripla alianță constituită în anul 1882 prin alianța dintre Italia, Germania și Austro-Ungaria și Antanta, constituită în trei etape prin acorduri bilaterale 1892, 1904 și 1907 din Imperiul Țarist, Franța și Anglia. Analizăm harta și observăm puterele centrale, statele care fac parte din puterele centrale și încercăm să deslușim mai ușor care erau obiectivele statelor participante. Germania spera să obțină colonii din contul imperiilor coloniale britanic și francez și să se extindă spre Belgia. Austro-Ungaria dorea să cucerească Serbia Mare, care a fost creată după al doilea război balcanic și care spera să unească toți slavii de sud într-un singur stat, iar Austro-Ungaria își făcea probleme pentru continuitatea statului său și își dorea să se extindă spre Mările Adriatică și Mediterană. Anglia căuta să-și mențină dominația colonială și să limiteze potențialul Germaniei, care în această perioadă a luat o dimensiune economică nemai întâlnită. Franța spera să-și recucerească Alsacia-Lorena, care i-au fost acaparate de către Germania prin tratatul de la Versailles din anul 1871 și să se răzbune pentru înjosirea trecută în acest an. Imperiul Țarist spera să-și rezolve problema orientală definitiv în favoarea sa și să impună dominație asupra statelor din Balcani. Numit Războiul cel Mare sau Războiul Națiunilor, acesta va fi numit Primul Război Mondial abia în anul 1945, când se va încheia conflictul început în anul 1939. A implicat circa 38 de state cu 70 de milioane de participanți, dintre care 60 de milioane sunt europeni. Are armament modern și este o conflagrație de anvergură nemai întâlnită până atunci, numit și primul conflict global. S-a desfășurat între 28 iulie 1914 până la 11 noiembrie 1918. Pretext de război a servit asasinarea familiei regale arhiducelui Franz Ferdinand împreună cu soția sa Sofia la Sarajevo de către un tânăr care avea 19 ani, Gavrilo Princip, membru organizației extremiste Mâna Neagră. Mașina se mai păstrează și astăzi în unul dintre muzeile Europei ca simbol a tragediei. Familia arhiducelui Franz Ferdinand lăsase acasă trei copii.
iar ziarele timpului, două dintre ele foarte cunoscute, The New York Times sau The Washington Times, au prezentat detaliat această tragedie, de asemenea reflectată și în ziarul românesc Adevărul. Războiul s-a desfășurat cu o repeziciune uluitoare. Pe parcursul practic a unei săptămâni, din 28 iulie și până în 4 august, el s-a transformat într-un război mondial. La 28 iulie, Austro-Ungaria, ca pretext că Serbia a încălcat cererile ei înaintate sub formă de ultimatum a 10 puncte, declară război Serbiei. La 1 august, Germania declară război Rusiei țariste, la 3 august îi declară război Franței, iar la 4 august, Anglia declară război Germaniei. Astfel, conflictul se transformă unul global, iar aici aveți harta coloniilor cu verde ale statelor antantei și cu oranj a statelor puterilor centrale, de aceea ne dăm seama de ce acest război poartă numele de război global. Numit și războiul subteran al cerului și al mării, acesta va implica numeroase suprafețe transformate în tranșee și vreau să vă amintesc că o explozie de pe teritoriul Belgiei subterană s-a auzit tocmai până pe teritoriul Angliei. De asemenea, numeroase avioane cu irasate, arma de foc, grenade, obuze și avioane, avioanele inițial erau doar pentru recunoaștere, iar ulterior au fost echipate și cu explozibile. Aveți mai multe personalități implicate aici în imagine din diferite state, iar eu vă sugerez să studiați biografia unuia dintre ei. Cred că veți rămâne impresionat de destinul celui care a apropiat ziua triumfului păcii. Marele bătălii din război încep cu evenimentul de la Marna. Desfășurat între 5 și 12 septembrie 1914, aceasta este una dintre cele mai importante lupte din primul război mondial. Au participat circa 1,5 milioane de oameni și s-a desfășurat în baza planului Schlieffen, care prevedea ocuparea Franței printr-o înfrângere de cel mult 6 săptămâni, apoi Germania urma să se întoarcă împotriva Rusiei. Bătălia de la Marna, care a implicat 1,5 milioane de oameni, s-a desfășurat în baza planului Schlieffen, un plan de război fulger care urma să distrugă Franța timp de 6 săptămâni, apoi Germania să se întoarcă împotriva Rusiei. La începutul lunii septembrie 1914, avangarda germană se afla la 40 de kilometri de Paris. 600 de taximetriști au transportat până la Marna trupele franceze și engleze pentru a rezista asaltului germanilor. Evenimentul de la Marna sau tragedia de la Marna a inspirat pictorii timpului și avem aici o imagine a unui tablou realizat de Félix Vallotton, cimitirul care vine să arate acest episod sinistru întâmplat pentru prima dată în istoria omenirii. În ziua de Crăciun, data de 25 decembrie 1914, are loc un armistițiu neformal. Două tabere opuse, Germania și Franța, au avut o partidă de fotbal, încheiată cu 3-2. Iată că sportul, care în antichitate transforma Olimpiada în perioadă de pace, avea și acum menirea să transforme câmpul de bătălie într-o joacă de fotbal. Chiar a doua zi, părțile beligerante s-au așezat în tranșee și au reînceput lupta. Anul 1915 impune retragerea forțelor țariste din Lituania, Galiția și Polonia printr-o ofensivă germană impunătoare. În război au intrat de partea puterilor centrale Bulgaria și de partea Antantei Italia, iar vaporul de pasageri Lusitania a fost scufundat la 7 mai de submarinul german U-20 în apropierea Irlandei. Prin urmare, deja în anul 1915 se creează condițiile pentru implicarea Statelor Unite în război. Una dintre cele mai importante bătălii ale anului 1915 și mai tragice este bătălia de la Ypres, desfășurată la 22 aprilie 1915. Aici, germanii au folosit vaporii de clor și au intoxicat 15.000 de soldați, dintre care 5.000 s-au asfixiat. Gazul urma să formeze o perdea de fum simplu folosit pentru a ascunde soldații în atac.
Asta a însemnat o gravă încălcare a tratatelor internaționale, de aceea, la viitoarea pace de la Paris, din anul 1919, Germania va fi pedepsită pentru această acțiune. Deși, mai târziu și alte state vor folosi gazul, inclusiv gazul muștar iperită. În anul 1916 se produce una dintre cele mai importante, dar și mai sângeroase bătălii din primul război mondial, bătălia de la Verdun, numită în istorie și abatorul de la Verdun prin numărul impunător de victime, circa 1 milion de morți. Între 21 februarie și 18 decembrie 1916, germanii provoacă o puternică ofensivă pe frontul francez. Planul urma să măcineze forțele franceze printr-un atac prelungit și a fost elaborat minuțios de către un vestit general german. Anul 1916 aduce concomitent și bătălia Jutlandei, care a fost lupta cu irasatelor. Timp de 2 zile, între 31 mai și 1 iunie, se desfășoară această bătălie navală, iar imaginea vă prezintă tragedia marinarilor care s-au expus în această luptă. O acțiune impresionantă are loc între 4 iunie și până la 20 septembrie și poartă numele de ofensiva Brusilov. Ea s-a desfășurat în Galiția și însemna de fapt refacerea frontului de est prin ofensiva trupelor rusești. Austro-Ungaria a pierdut aproape 1 milion de soldați. La 1 iulie până la 18 noiembrie se produce replica franceză prin bătălia de pe râul Somme. Este vorba despre prima bătălie de tancuri. Au fost folosite 47 de tancuri, iar fotografiile de epocă ne reprezintă această tragedie în frontul francez. La 28 august, în război, a intrat România de partea Antantei. Prin ședința Consiliului de Coroană, așa cum avea să remarce presa timpului, s-a decis cobeligeranța României prin atitudinea filo-antantă. În anul 1917 aveți în imagine două evenimente total opuse. Statele Unite discutau în Senat intrarea în război în luna aprilie, iar în Imperiul Țarist se prăbușea monarhia Romanovilor după o dominație de aproape 305 ani. Ulterior, această înlăturare violentă a monarhiei se va transforma într-o tragedie pentru familia regală. Cei 5 copii al lui Nicolae al II-lea împreună cu Țarina Alexandra au fost asasinați. În anul 1918 se desfășoară una dintre cele mai mari pandemii din istoria umanității, gripa spaniolă. Ea avea să aducă circa 100 de milioane de victime până în anul 1920. Vreau să evidențiez că nu se știe și se discută permanent originea acestei epidemii, dându-se vina ba pe China, ba pe zona Statelor Unite, Kansas. Este important să țineți minte că în tranșeele din primul război mondial, asta s-a transformat într-o adevărată pandemie, iar printre cei care au căzut victime se numără fiica ilustrului cercetător Sigmund Freud și tatăl lui Neagu Giuvara. În luna martie și mai sunt semnate 2 tratate separate dintre statele Antantei și puterile centrale. E vorba de pacea separată de la Brest-Litovsk între Rusia și Germania și tratatul de la Buftea între România și puterile centrale. După contraofensiva lui Ferdinand Foch, în septembrie începe capitularea puterilor centrale prin Bulgaria, în octombrie a capitulat Imperiul Otoman, iar la 5 noiembrie Austro-Ungaria. La 11 noiembrie 1918, la ora 11, în vagonul de la Compiègne, avea loc capitularea Germaniei. 100 de ani mai târziu, în anul 2018, aveți aici o imagine a unei noi mentalități, când reprezentanții fostelor state beligerante, Angela Merkel și Emmanuel Macron, aveau să analizeze prevederile acestui tratat, fiind aici un simbol de împăcare și liniște, astfel încât să putem înțelege că în mileniul 3, primul război mondial, trebuie depășit definitiv, iar lumea să se așeze pe principiile de liniște, colaborare și cooperare. Impactul acestui război a fost enorm asupra umanității. Circa 9 milioane de combatanți au murit și circa 7 milioane de civili,
El a provocat importante schimbări politice, inclusiv revoluții, mă refer la revoluția din Turcia, lovituri de stat, precum este cea din Rusia. A schimbat harta politică a lumii pentru că s-a promovat principiul naționalității și autodeterminării. A evoluat foarte mult în medicina, implicit chirurgia plastică, facială, transfuziile de sânge, dar și alte acțiuni care erau testate în fronturile ambelor tabere implicate în război. Din păcate, rivalitățile nerezolvate în timpul acestui conflict a provocat peste 21 de ani, în anul 1939, un nou război. Aveți aici impactul războiului printr-o stradă din Arras, imortalizată de pictorul Sargent, care arată care este dezastrul primei conflagrații mondiale. Celelalte două imagini vă prezintă implicarea femeilor, în primul rând în industria chimică, cea militară, dar și în spitalele improvizate pe fronturi. Asta a determinat politicul să revadă drepturile femeilor și în perioada interbelică majoritatea statelor au acordat drepturi politice femeilor. Europa în anul 1919 era alta. Aveți aici noi state care s-au constituit, statul național polonez, statul cehoslovac, statul iugoslav, statul România, statul național România, constituită în anul 1918, dar și state care au apărut după prăbușirea imperiilor din anul 1918. E vorba despre Turcia, despre Germania, despre Austria și Ungaria. O imagine vine să vă prezinte primele operații plastice care au fost realizate de medicii șocați de urmele schijilor pe fețele oamenilor. Iar în mijloc aveți o scrisoare, una din cele 2 miliarde cât s-au răspândit în timpul primului război mondial și care vine să arate legătura sentimentală dintre familie și copii aflați pe front. Cu acest aspect de dragă bebe, a ta mamă, se menționează tragedia primului război mondial prin prisma durerilor trăite acasă. Acest război, care a durat 4 ani și a implicat teritoriul mai multor state, inclusiv teritoriul României, a reprezentat una dintre cele mai mari drame din istoria umanității. Vă sugerez să meditați asupra subiectului cum ar fi fost secolul 20 fără primul război mondial. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pentru un alt subiect la fel de interesant. Sunt foarte onorat și mândru să anunț și să menționez că Universitatea Tehnică a Moldovei participă în acest proiect de instruire la distanță sau instruire online, iar în această perioadă pandemică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, acolo unde studenții și profesorii mânuiesc tehnologiile, s-a transformat într-un bastion al filmărilor, în care absolut toate sălile care până acum se utilizau de către studenți în instruirea tradițională sunt utilizate pentru înscrierea orelor pe care profesorii, elevii și părinții le vor utiliza în continuare ca să nu stopăm acest proces de instruire tradițional care a fost până acum. În această perioadă vreau să menționez că Universitatea Tehnică a pus la dispoziție nu doar sălile pentru filmare, dar și absolut mai multă lume implicată în acest proiect, printre care și Direcția Tehnologiei Informației, care acordă suport necondiționat în toate procesele care se realizează aici, ne mai vorbim de procesul pe care are loc zilnic de pregătire a sălilor de filmare și a multor lucruri pe care suntem mândri facem parte din acest proiect. Universitatea Tehnică a Moldovei s-a implicat nu doar în aceste proiecte, dar am început instruirea la distanță prin pregătirea elevilor pentru bacalaureat în regim online, pe proces pe care l-am început odată cu sistarea procesului tradițional de studii. De aceea, având experiență în acest domeniu, Universitatea Tehnică va fi onorată să acorde suport și în continuare pentru acest proiect de educație online, nu doar în perioada pandemică, dar și în perioada când revenim la studii, deoarece proiectele sau instrumentele utilizate sau instrumentele pe care le vom utiliza în domeniul tehnologiei informației vor fi la mare căutare și atunci când revenim la procesul tradițional de studii.
Crunchyroll se implică mereu în proiecte cu impact în educație. Educația este importantă pentru orice țară. Ea setează parametrii de dezvoltare a societății pe viitor. Din acest motiv, considerăm importantă implicarea în acest proiect, care dezvoltă educația digitală. Am decis să devenim unul dintre sponsorii proiectului Educație Online prin parteneriatul pe care îl avem cu EduTalk. Educația online ar trebui să fie parte integrală din rutina noastră. Ne bucurăm nespus că acest proiect a devenit posibil datorită tuturor părților implicate. E important să știm că putem și vrem să învățăm și din situațiile care ne oferă viața, strada, internetul, profii și colegii. Doar lucrând împreună pentru același scop, vom putea să atingem obiectivele propuse. Ideea a venit din necesitatea de a asigura elevii cu materiale didactice calitative, în vederea faptului că avem carantină în toată țara și procesul educațional a fost stat în toate școlile din municipiul Chișinău și din țară. A venit probabil la două zile după ce a fost declarată starea de urgență, în care noi am spus că noi trebuie să găsim soluții pentru a asigura acces liber și neîngrădit pentru fiecare elev la materiale pe care normal i s-ar fi predat în clasă. De la asta ideea a evoluat până la ajunge la acest format în care noi filmăm 4.000 de lecții cu profesori, actori, în cea mai bună calitate, cu cei mai buni operatori pentru a asigura această calitate. În sine, proiectul presupune implicarea grupuri de oameni și de profesioniști din diferite domenii într-un proiect comun. Probabil pentru prima dată în istoria educației noastre, profesorii, operatorii de video, editorii, coordonatorii de voluntari s-au adunat într-un proiect atât de mare în care fiecare trebuie să treacă peste sine, să spunem, fiecare trece prin anumite provocări și fiecare trebuie să adapteze de la educația clasică spre asigurarea educației la distanță, ceea ce este un proces care normal ar dura câțiva ani, dar noi încercăm să accelerăm la maximum asta și de asta și se filmează atât de mult. Și aș spune că este o provocare foarte mare pentru orice om implicat de la orice nivel, de la profesori până la editorii de video. Pentru profesori, în primul rând aș vrea să le mulțumesc pentru curajul de a trece peste sine și de a face față provocării, de a se filma în fața unei camere, de a se adapta situației în care el sau ea se adresează nu unei clase întregi de copii, dar unei camere, în care trebuie să asigure în 15 minute un conținut care normal s-ar preda în 45 de minute și să asigure în cel mai transparent și cel mai corect, echidistant mod pentru ca fiecare să înțeleagă. De asta aș vrea să le mulțumesc profesorilor pentru curajul care l arată în acest proiect. Pentru părinți, să le dea voie elevilor să beneficieze de aceste video, să le dea voie să uite la televizor ori de câte ori au nevoie, așa sunt timpurile acum și, din păcate, educația pe timp de carantină trece de la școală pe televizor, pe telefoane mobile, pe tablete, pe calculatoare. Respectiv, să încurajeze copiii să folosească aceste resurse, să încurajeze să uite o dată, de două, de trei ori, până nu înțeles tema, precum ar înțelege normal la școală. Și pentru elevi să le folosească cât mai mult, să le folosească cât mai mult cap și să nu uite că, până la urmă, cunoștințele care noi încercăm să le redăm prin aceste lecții filmate sunt cunoștințe care o să le ajute pe tot parcursul vieții. Și noi am încercat să facem asta, ca aceste cunoștințe să imprime în capul și în mintea lor cât mai ușor și mai efectiv. Am primit acest proiect cu brațele deschise pentru că lucrez cu instrumente web încă din anul 2007, dar această bibliotecă online este probabil cel mai intensiv proiect la care am participat. Am coordonat echipa care a creat lecțiile pentru profesorii de limba engleză și a durat foarte rapid pentru că a trebuit să venim cu un concept foarte și foarte rapid și foarte util pentru profesorii care acum lucrează la distanță. Ne-a fost foarte dificil, dar în același timp am avut foarte multe emoții pentru că am vrut să creăm un produs calitativ, un produs util pentru profesorii nu doar din municipiu, dar din întreaga țară și, bineînțeles, un produs care va fi util elevilor noștri care stau acum acasă și le este dor de școală. Am avut un grup de profesori entuziasmați, motivați, care au muncit foarte mult și zi și noapte, aș spune. Am refăcut foarte multe prezentări într-un timp foarte scurt. Sperăm că acest produs va fi la înălțimea așteptărilor dumneavoastră și le veți utiliza încă mult, mult timp și după perioada de carantină.
Am fost activ implicat în acest proiect chiar de la început, când am avut etapa de pilotare. Am filmat primele lecții în incinta Academiei de Studii Economice, după care conceptul a fost schimbat, pentru că ne-am uitat peste toate materialele video pe care le-am creat, ne-am gândit ce putem face mai bine, cum poate arăta și acel text de pe slide și acel profesor și cum putem face ca vocea să se audă mai bine. Deci în prima perioadă am experimentat mai mult, după care am intrat în perioada a doua a proiectului, în care am rectificat tot ceea ce nu a fost bine, nu a mers bine din punctul nostru de vedere în prima perioadă. De aceea sperăm că produsul final este mult mai bun, mult mai interesant, mult mai creativ, mai vizual, mai lipsit de, așa, de perioadele acestea de pauză pe care le avem atunci când predăm tradițional, și va fi util pentru toate vârstele, pentru toate disciplinele. Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами изучать модуль «Моё здоровье». Тема нашего урока – «Чтобы не болеть, нужно». Что нужно, мы узнаем сегодня. Вы узнаете, что делать, чтобы не болеть. Что такое гигиена и как оценить своё здоровье. Научитесь отвечать на вопрос – кому? Рассмотрите картинки в учебнике на странице 66 и повторите за мной советы, что нужно делать, чтобы не болеть. Закаляйся. Ешь много фруктов и овощей. Занимайся спортом. Мой руки перед едой. На прошлом уроке мы с вами учились, как давать советы. Мы научились употреблять императив. Прочитайте эти фразы и составьте по ним советы, как сохранить здоровье. Соблюдай режим дня. Чисть зубы. Умывайся, чаще улыбайся, закаляйся, мой руки перед едой, ешь полезную еду, гуляй на свежем воздухе, одевайся по погоде. Цени свое здоровье. Когда мы разрешаем или советуем что-либо сделать, мы употребляем слова «можно», «нужно», «надо». А если мы запрещаем или не советуем что-нибудь делать, мы говорим «нельзя» и употребляем местоимения, которые отвечают на вопрос «кому?». Повторяйте за мной. Я – кому? Мне. Ты – кому? Тебе. Он – кому? Ему. Она – кому? Ей. Мы – кому? Нам. Вы – кому? Вам. Они – кому? Им. Мы с вами сейчас научимся отвечать на вопрос. Кому? Можно? Нельзя? Надо? Или нужно что-то делать? Мне нужно бегать по утрам. Кому нужно? Мне нужно. Тебе надо питаться вовремя. Кому нужно? Тебе нужно. Ему можно заниматься спортом. Кому можно?
ему можно. Ей нужно читать книгу. Кому нужно читать книгу? Ей нужно. Нам нужно соблюдать режим дня. Кому нужно? Нам нужно. Вам нельзя сидеть долго у компьютера. Кому нельзя? Вам нельзя. Им нужно гулять на свежем воздухе. Кому нужно? Им нужно. Выполним упражнение 2 на странице 66. Работаем по образцу устно. Раскройте скобки. Запишите предложение. Образец. Кому можно гулять через 2 дня? Тебе можно гулять через 2 дня. Нельзя есть мороженое. Кому? Если он, значит, ему. Нужно заниматься спортом. Кому? Местоимение «она». Кому? Значит, ей. Вы? Значит, вам. Я? Значит, мне. Мы? Значит, нам. Ребята, этому местоимение всегда отвечает на вопрос «кому?». Итак, врач сказал, уже можно ходить в бассейн. Кому? Мне. Врач сказал, что нужно принимать лекарства только по рецепту и нельзя принимать их без рецепта. Кому? Нам. Какие вы молодцы. Прочитаем новые слова. Эти слова относятся к теме здоровья. Повторяйте за мной. Сохранить здоровье. Укрепить организм. Ценить здоровье. Соблюдать гигиену. Послушайте и прочитайте стихотворение. Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить, знает вся моя семья, должен быть режим у дня. Чистить зубы, умываться и почаще улыбаться, закаляться, и тогда не страшна тебе хандра. Чтобы ни один микроб не попал случайно в рот, руки мыть перед едой нужно мылом и водой. Кушать овощи и фрукты, рыбу, молоко, продукты. Вот полезная еда, витаминами полна. На прогулку выходи, свежим воздухом дыши. Только помни при уходе одеваться по погоде. Вот те добрые советы, в них и спрятаны секреты. Как здоровье сохранить, научись его ценить. Найдите в стихотворении, что нужно делать, чтобы быть здоровым. Начните предложение так. Чтобы быть здоровым нужно. А продолжите его сами. Итак, чтобы быть здоровым, нужно соблюдать режим дня, чистить зубы, умываться, почаще улыбаться, закаляться, руки мыть перед едой, есть полезную еду, гулять на свежем воздухе, одеваться по погоде, ценить здоровье. Поэт писал: у здоровья есть враги. С ними дружбы не води. А какие враги? Здоровье. Вы их знаете? Это лень, вредные привычки, злость, сладости, вредные продукты. А что нужно делать, чтобы победить болезни? Нам нужно соблюдать режим дня. Нужно закаляться, заниматься спортом,
спортом, вести здоровый образ жизни. Взрослые очень часто говорят это слово. Что же такое гигиена? Давайте прочитаем в учебнике. Это умение ухаживать за своим телом, правильно питаться, жить по режиму. Слово «гигиена» образовано от имени древнегреческой богини чистоты и здоровья. Гигиее – так звали эту богиню. А какие правила гигиены знаешь ты? Почему их надо соблюдать? Давайте посмотрим с вами ролик, подумаем, почему нам нужно соблюдать определенные правила. Правило номер один. Старайся двигаться как можно больше. Занимайся физической культурой хотя бы 30 минут в день. Правило номер два. Каждый день насыщен разными занятиями. Учеба в школе, чтение книг, занятия спортом, музыка, встречи с друзьями. Чтобы все это успеть, надо правильно организовывать свой день. Поможет тебе в этом режим дня. Чтобы выглядеть здоровым и отдохнувшим, ложись и вставай в одно и то же время. Нормальный сон для человека 7-8 часов. Правило номер три. Ешь больше пищи, содержащей клетчатки и цельные зерна. Не забывай об овощах и фруктах. Меньше ешь сладкое и пищу, приготовленную из пшеничной муки. Правило номер четыре. Старайся чаще слушать любимую веселую музыку. Это лучшее лекарство от плохого настроения. Эти простые правила помогут тебе долго оставаться молодым и здоровым. Итак, ребята, вы услышали несколько правил. Я думаю, что целый свод правил вы могли бы составить самостоятельно. Давайте поиграем. Я буду читать загадки, а вы запишите отгадки. Костяная спинка, жесткая щетинка, с мятной пастой дружит, нам усердно служит. Что это? Зубная щетка. Просыпаюсь утром рано, вместе с солнышком румяным заправляю сам кроватку, быстро делаю зарядку. Я не море и не речка, я не озеро, не пруд, но как утро или вечер, люди все ко мне бегут. Ванна. Чтобы чистым быть всегда, людям всем нужна вода. Ребят, какие мы все с вами молодцы! Мы так хорошо поработали и много чего узнали. Но чтобы нам закрепить то, что мы уже умеем делать, у вас есть индивидуальное задание. Попробуйте ответить на вопрос, что нужно делать, чтобы не болеть. А письменно выполните упражнение номер 2 на странице 66. На следующих уроках мы с вами продолжим изучение модуля «Мое здоровье». А пока я говорю вам до свидания, будьте здоровы!
Dragi elevi, vă mulțumim pentru atenție și sper că v-au plăcut lecțiile noastre. Vă reamintesc că de mâine, marți, 21 aprilie, vă așteptăm în fața ecranilor pentru a prinde la cunoștință. Puteți urmări actualizările despre proiect pe paginile de Facebook și Instagram a proiectului Educație Online. O zi frumoasă în continuare, cu drag, din partea întregii echipe de coordonare a proiectului educațiaonline.md.